Domnilor președinți, dragi prieteni, de foarte multă vreme această palmă de pământ a plutit în bătaia vântului a idăma unei frunze în derivă. De foarte multă vreme oamenii acestui pământ și-au dorit să se reîntoarcă în marea familie europeană, de unde am fost rupți fără voia noastră. Și cel mai apropiat prieten, cel mai mare aliat al Republicii Moldova în năzuința sa europeană, sunteți domniile voastre. Este poporul român, sunt instituțiile statului român și vă mulțumim din suflet pentru acest lucru. Deși avem o istorie complicată, astăzi întâmplarea face e ziua istoricului în Republica Moldova și vă invit să privim spre viitor. Un viitor pe care ne-l dorim, în primul rând, unul pașnic, unul european, unul alături de România. În aceste momente de grea cumpănă pentru Republica Moldova, pentru întreaga regiune, când vecinii și prietenii noștri din Ucraina trec calvarul unui război cum nu s-a mai văzut pe continentul european de la cel de-al doilea război mondial. Mulți dintre cetățenii Republicii Moldova, dar și din cetățenii României, atât din această parte a Prutului, cât și de cealaltă parte a Prutului, au cunoștințe, rude, prieteni pe teritoriul Ucrainei, care astăzi se trezesc dimineața și se culcă seara cu frica zilei de mâine, neștiind ce se va întâmpla mâine, dacă își vor vedea copiii, părinții, soții, soțiile. Republica Moldova și-a deschis larg brațele pentru vecinii noștri ucraineni. Suntem o țară mică, dar cu inimă mare. Am demonstrat-o și partenerii noștri internaționali ne sprijină în aceste demersuri de a ajuta cât ne stă în puteri vecinii noștri din Ucraina. În aceste momente complicate, viitorul Republicii Moldova totuși este unul promițător. Ori ieri am avut parte de această veste bună din partea Comisiei Europene și sperăm săptămâna viitoare să avem o veste cel puțin la fel de bună din partea Consiliului European. Și aceste vești bune sunt rezultatul inclusiv a aportului semnificativ a României, a Guvernului României, a președintelui României și a deputaților din Camera Deputaților, a senatorilor, a europarlamentarilor români, care ne-au ajutat de fiecare dată să ne vedem îndeplinit năzuința noastră europeană. În pofida tuturor dificultăților, în pofida calvarului prin care trecem, ori experiența noastră din ultimele decenii a fost una extrem de complicată. Embargouri succesive, șantaj energetic și România în toate aceste momente de grea cumpănă ne-a fost alături. Vă mulțumim și abia așteptăm să ne revedem împreună în marea familie europeană.